Două cadre didactice au fost reținute de polițiști pentru presupuse agresiuni sexuale. Un profesor din județul Suceava a ajuns pe mâna poliției după ce i-ar fi făcut unei eleve de 14 ani propuneri cu tentă sexuală. Din același județ, o altă educatoare ar fi agresat sexual 3 fetițe. Școala devine din ce în ce mai nesigură dacă ar fi să ne gândim că două cadre didactice au ajuns în custodia poliției din cauza că ar fi agresat sexual mai mulți copii. O minoră de 14 ani și cel puțin 3 copii de grădiniță au căzut prada acestor oameni care ar fi trebuit de fapt să se ocupe de educație și de dezvoltarea celor mici. Educatoarea Maria Podolac, în vârstă de 51 de ani, a fost reținută în urma unui dosar deschis după ce pe 7 decembrie 2021 a reclamat la poliție că mașina i-a fost incendiată în cartierul Opcini, unde locuiește. Oamenii legii l-au identificat pe autor, care și-a recunoscut fapta și a declarat că a recurs la acest gest pentru a-i da o lecție, iar atunci a ieșit la iveală adevărul despre educatoarea agresoare. Bărbatul a reclamat că educatoarea i-a agresat sexual fetele minore, una de 3 și alta de 7 ani. Anchetatorii spun că ar mai fi vorba și de alți copii agresați de aceasta. Judecătoria Suceava a emis pe numele ei un mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului. În cazul profesorului Dragomir Vicențiu Chiseliță, în vârstă de 59 de ani, care predă biologie și muzică la școala din Costâna, acuzațiile sunt că la începutul acestei săptămâni a făcut avansuri sexuale unei eleve de 14 ani. Discuția a fost înregistrată de fată pe telefonul mobil, convorbire pe care fata le-a arătat-o părinților. Împreună s-au dus la poliție, astfel că și pe numele profesorului s-a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pentru agresiune sexuală și racolare de minori în scopuri sexuale.